virusului de astăzi, care conține numai puțin de 32 de DVD-uri cu înregistrări. Cum a fost interceptat Liviu Dragnea, dar și familia sa, unde au fost montate toate acele aparaturi de interceptare. De asemenea, veți vedea și în ce situație fără precedent se află șefa DNA, care de ziua ei, pentru prima dată, este anchetată. Și tot în această ediție veți vedea ce s-a decis în dosarul abuzurilor comise de Chioveș. Și sunt informații de ultimă oră și despre starea de sănătate a lui Dan Voiculescu. El a fost adus astăzi de urgență la spital. Și vorbim și despre o acțiune în forță a mascaților. Procurorii DIICOT au intrat în casa unei vedete de la cel mai urmărit show TV. Veți afla de la noi ce au găsit. Sunt acuzații foarte grave în această speță. Alături de mine la această oră, doamna Mihaela Olaru, de asemenea Iulian Surugiu, dar și sociologul Vladimir Ionaș. Salut pe toată lumea, dar aș vrea să încep cu o informație de ultim moment. Prințul Paul a sosit în urmă cu puțin timp la DNA. Primele informații arată că acesta a fost chemat în calitate de martor într-un dosar. Detalii are chiar acum Vlad Petrișor. Te ascultăm, Vlad. Bun găsit! Tuturor, Prințul Paul al României a ajuns în urmă cu puțin timp la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde a petrecut mai puțin de 10 minute. Cel mai probabil el a fost chemat în calitate de martor sau ca să depună anumite documente. De altfel, el a mai fost la o altă întâlnire cu procurorii anticorupție și în urmă cu câteva săptămâni, moment în care a depus mai multe acte. Ei bine, atunci, Prințul Paul al României, la ieșirea din sediul Direcției Naționale Anticorupție, a spus că la un moment dat se va afla tot adevărul. Rămâne de văzut dacă întâlnirea cu procurorii de astăzi de la sediul DNA va lămuri care este acest adevăr. Îți mulțumesc foarte mult și tot astăzi o decizie la fel de importantă pe linie de justiție. Judecătorii de la Înalta Curte vor da decizia pentru Liviu Dragnea pe data de 29 mai. Astăzi procurorii au cerut pedepsa cu închisoarea pentru liderul PSD, dar și anularea condamnării cu suspendare în dosarul referendum. Berta Popescu a fost la Înalta Curte și vine acum cu toate detaliile. Te ascultăm, Berta. Bună ziua, Andreea, bun găsit tuturor. 29 mai este data la care vom afla exact care va fi decizia judecătorilor. Acum însă magistrații ascultă pledoariile avocaților pentru că este ultimul termen. Deja au început dezbaterile. Procurorul DNA, procurorul de ședință a vorbit aproximativ 2 ore și jumătate. Atunci a cerut pedepse cu executare pentru toți inculpații din acest dosar. Pentru Liviu Dragnea, procurorul de ședință spunea că vor executare și totodată undeva la 7 ani și jumătate înseamnă această pedeapsă cerută de procuror pentru că au cerut pedepse orientate spre mediu. Pentru alți inculpați în acest dosar au cerut pedepse orientate spre minimul pedepsei, însă urmează să vedem acum și ce va spune Liviu Dragnea la finalul acestui termen, asta pentru că în ultimul cuvânt evident va trebui să facă o declarație în fața judecătorilor, cel mai probabil își va susține nevinovăția, așa cum de altfel a făcut-o și până acum. Avocatul lui Liviu Dragnea însă a vorbit și el în sala de judecată, a cerut achitarea pentru clientul său. Și acum, doamnelor și domnilor, o informație de breaking news, un accident de proporții în județul Olt, 3 morți și 2 răniți. Iată primele imagini de la fața locului, o situație extrem de complicată acolo. Claudia Predilă vine cu informații. Claudia, ce s-a întâmplat? Bun găsit! 3 persoane și-au pierdut viața în urmă cu puțin timp și alte 2 sunt grav rănite după ce un taxi a intrat într-un stâlp de pe marginea drumului pe drumul județean 542 în comuna Redea din județul Olt. Traficul rutier este închis în zonă pentru desfășurarea de cercetări la fața locului. Polițiștii urmează să stabilească cum s-a produs acest grav accident, iar în zonă este așteptat și un elicopter SMURD de la Craiova pentru a prelua una dintre victime. Din primele date
se pare că este vorba de un autoturism în care se aflau 5 persoane, iar 2 dintre acestea sunt încarcerate. Acționează o auto specială complexă pentru intervenție și descarcerare, un echipaj SMURD, dar și alte 3 echipaje de la serviciul de ambulanță, după cum a confirmat purtătorul de cuvânt al ISU-OLT. Deocamdată, oamenii legii se află la fața locului și fac în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs acest grav accident. Da, și un alt accident grav astăzi, de această dată la Suceava, unde 2 oameni au fost răniți în urma unui carambol în care 3 mașini s-au ciocnit violent. Și în județul Brăila, un șofer a ajuns la spital după ce nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers. În Vrancea, un microbuz a fost făcut praf, a făcut praf o mașină într-un accident cu 2 persoane rănite. Accident violent în Suceava din cauza unui șofer neatent care nu a păstrat distanța și a intrat în autoturismul din fața sa, care urma să vireze pe o stradă laterală. În urma impactului, 3 vehicule au fost avariate și 2 persoane rănite. Fordul verde era oprit, vrea să facă stânga. Eu eram oprit ca să fac tot stânga, să merg spre Șcheia. Cel cu BMW-ul a încercat să ocolească Fordul verde, iar ăsta a venit din spate, a intrat în BMW și a ricoșat în urmă. Avea viteză mare sau ce s-a... Avea viteză, da. Victimele au fost preluate de echipaje SMURD și transportate la Spitalul Județean Suceava. Medicii spun că răniții nu sunt în stare gravă. La unitatea de primiri urgențe au ajuns 2 pacienți victime a unui accident de circulație. Pacient stabil, hemodinamic și respirator, cu leziuni minore la nivelul cutiei craniene, membrelor superioare, escoriații. 2 mașini s-au ciocnit violent în localitatea Muchia din județul Galați. Un șofer a virat stânga fără să se asigure și a fost izbit în plin de un autoturism care intrase în depășire. În urma impactului, șoferul vinovat a fost rănit. În comuna Garaufa din județul Vrancea, un microbuz a încercat să depășească un autoturism, dar în timpul manevrei l-a atins și l-a proiectat într-o altă mașină. La fața locului au ajuns de urgență mai multe ambulanțe, dar și o auto specială a pompierilor. În urma carambolului, 2 femei au fost rănite ușor, însă ambele au refuzat să meargă la spital după ce au primit primul ajutor de la echipajele medicale. Incendiu de proporții la o fabrică de mase plastice din Prahova. Flăcările au avut câțiva metri înălțime și au amenințat o clădire de birouri, dar și un rezervor cu 400 de litri de motorină. Incendiul a izbucnit la un depozit din comuna Bucov. Toate persoanele aflate înăuntru au fost evacuate rapid. La momentul sosirii noastre, incendiul se manifesta la o cantitate de aproximativ 30-40 de tone de deșeuri depozitate în curte, dar și cu propagare către o hală interioară în care se mai aflau astfel de deșeuri. Se pare că incendiul a fost produs din cauza unui topător de materiale plastice și se acționează cu apă și spumă în vederea lichidării acestuia. Depozitul în care a izbucnit incendiul are în jur de 40 de angajați. La fața locului au ajuns și reprezentanții de la Protecția Mediului. Pum la greu, era tot aici negru. Focul a amenințat și o clădire de birouri și un rezervor de motorină, dar pompierii au reușit să stingă flăcările la timp. Și surpriza astăzi, după mult așteptată întâlnire de la Cotroceni dintre președintele Iohannis și premierul Dăncilă, după atacurile dure din ultimele zile, cei doi au discutat aproape o oră, dar au venit cu concluzii diferite după această întâlnire. Despre ce este vorba ne explică acum Gianina Vatcovici. Bun găsit, Gianina! Ce spune Palatul Cotroceni și ce spune Palatul Victoria?
Bun găsit, ne referim la o poziție a președintelui Klaus Iohannis prin care cere încheierea tensiunilor, având în vedere, așa cum spuneai și tu, criticile și scandalul din ultima perioadă care a vizat această inițiativă de mutare a ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Președintele României cerea de altfel colaborare din partea guvernului, pentru că, așa cum spuneai și tu, a fost o întâlnire de o oră în care președintele României a discutat cu premierul Viorica Dăncilă, cu ministrul de externe, dar și cu vicepremierul Ana Birce, totul în contextul în care, printr-un comunicat al Palatului Victoria, se precizează că premierul este cel responsabil de politica externă, având în vedere că implementează programul de guvernare, dar cu toate acestea, concluzia a fost aceea, și anume că se dorește echilibru și, de asemenea, în ceea ce se numește mediere, în acest sens, mai exact, o poziție foarte echilibrată din partea guvernului în ceea ce privește acest demers care a început, un demers de consultare în ceea ce privește această inițiativă de mutare a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Așadar, un apel la calm din partea președintelui României și se pare un răspuns pozitiv din partea reprezentanților guvernului. Îți mulțumesc, Gianina. Și o veste bună acum pentru românii care au credite în lei. Astăzi, robor la 3 luni a scăzut ușor de la 2,75% la 2,74%. Asta după ce indicele a crescut accelerat, începând cu 13 aprilie, ajungând la cel mai mare nivel din ultimii 3 ani și jumătate. În schimb, valoarea indiciului robor la 6 luni a crescut astăzi după ce ieri scăzuse ușor. Primăria din Roman oferă o sumă uriașă pentru un concert al lui Smiley. Artistul va încasa, atenție, peste 70.000 de lei pentru un recital de 60 de minute la Zilele Orașului. Ce mă fac cu tine de azi? M-am certat cu tine de ieri. Nici nu știu cât timp mi-a rămas. Mâine poate nici nu mai e. Cu mai multe detalii despre această situație vine colega mea, Iuliana Damian. Bun găsit, Iuliana! Cum s-a ajuns la un tarif atât de mare? Începând de astăzi și până pe data de 21 mai, la Roman se sărbătoresc zilele municipiului, iar pe data de 19 mai, adică sâmbătă, va concerta Smiley. Acesta va cânta timp de 60 de minute, iar pentru prestația sa va încasa o sumă de 60.000 de lei fără TVA. Însă primăria îi va plăti artistului în total peste 70.000 de lei, ceea ce înseamnă peste 15.000 de euro. Primarul din Roman spunea că anul acesta vor fi contractați pentru zilele municipiului mai puțini artiști, dar mai buni. Însă iată că și onorariile sunt pe măsură. Anul trecut, la zilele municipiului Roman, a cântat Andra timp de 50 de minute, artista încasând o sumă de 30.000 de lei. Însă iată că Smiley are un onorariu dublu față de cel al colegei sale Andra. Regizorul Lucian Pintilie este în continuare în stare gravă la spital. Regizorul în vârstă de 84 de ani a fost internat duminică seară pe secția de anestezie și terapie intensivă a spitalului Elias din capitală. Nu este prima dată când regizorul ajunge în spital. S-a mai întâmplat asta în urmă cu 2 săptămâni, când avea probleme grave la plămân după o răceală puternică. Regizorul Lucian Pintilie s-a născut pe 9 noiembrie 1933 în Basarabia și este absolventul Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din capitală. A montat o serie de spectacole la Teatrul Bulandra din București, printre care Copiii Soarelui, Proști sub clar de lună și Deale Carnavalului. A apărut imagini de la incidentul în care un polițist a sărit să-l bată pe un șofer nemulțumit de răspunsurile pe care acesta i le-a dat. Conducătorul auto spune că totul a pornit după ce agentul i-a cerut șpagă pentru a nu-l amenda. 9 luni de zile a trebuit să stea acum la închisoare șoferul dacă, evident, nu câștigă recursul, aceasta fiind sentința în instanța respectivă. We'll be right back.
Un control de rutină desfășurat în trafic la Ștefănești în urmă cu 4 ani s-a transformat într-o adevărată încăierare între un șofer și polițistul care l-a oprit. Conducătorul auto spune că a respectat întocmai semnele agentului, dar n-a fost de acord să pună bani în talonul mașinii, așa cum i s-a solicitat atunci pentru a nu lua amendă. Pe aceste imagini se vede clar că nicio clipă nu a avut intenția să fugă, așa cum a fost acuzat, și doar a mutat mașina. În plus, polițistul este cel care aruncă procesul verbal pe jos și se năpustește asupra bărbatului, lovindu-l cu pumnii. Șoferul i-a făcut plângere agentului de poliție, dar procesul a luat o întorsătură ciudată. Conducătorul auto a primit pe lângă o amendă de 2000 de lei și o condamnare cu executare de 9 luni pentru că se afla în perioada de încercare cauzată de o altă altercație. De altfel, șoferul este cel care a reușit acum să facă rost de imaginile de pe o cameră de supraveghere și tot el a convins și un martor al poliției să recunoască faptul că a fost obligat să scrie după dictare în procesul verbal. Șoferul a făcut recurs în baza probelor noi și așteaptă acum decizia instanței pentru a vedea dacă merge la închisoare sau nu. Informații de ultim moment de la Înalta Curte, așa cum v-am promis. Revenim acolo alături de Berta Popescu, șefa secției eveniment, care are informații de culise de la acest proces al lui Liviu Dragnea, pentru că astăzi a apărut informația că șeful PSD a fost supravegheat practic non-stop. Sunt numai puțin de 32 de DVD-uri cu înregistrări. Explică-ne, Berta, ce conțin aceste probe ale procurorilor, înțeleg, realizate cu ajutorul Serviciului Român de Informații. Da, bun găsit din nou. Vorbim despre un răspuns pe care Direcția Națională Anticorupție l-a trimis la instanță. Un răspuns în urma unei solicitări făcute chiar de avocați pentru a vedea exact în ce a constat colaborarea pe care au avut-o procurorii cu ofițerii. Au recunoscut cei de la DNA că au lucrat împreună cu SRI, dar spuneau că s-a întâmplat acest lucru în baza legii, înainte ca cei de la Curtea Constituțională să dea acea decizie. E bine, au pus în aplicare mandatele de supraveghere tehnică ofițerii SRI. Practic, au fost mandate de supraveghere inclusiv audio, video, și toate aceste date au fost păstrate la DNA. O parte dintre toate informațiile și datele care au fost strânse au fost depuse la dosar, doar că unele dintre acele informații nu aveau legătură cu acuzațiile și cu acest dosar și au fost păstrate în arhiva parchetului. Chiar se vorbește în acel document de faptul că alte date cu privire la viața personală, dar și alte informații cu privire la alte lucruri au fost păstrate în arhiva parchetului, dar conform legii, după un an de zile, vor fi șterse. Un răspuns interesant al celor de la DNA, însă, evident, nu s-a vorbit despre acel protocol pe care l-au avut procurorii cu ofițerii SRI. Practic, toate aceste supravegheri au fost făcute, spun anchetatorii, doar în baza legii, în baza codului penal. Pe de cealaltă parte, însă, au pus la dispoziția instanței toate DVD-urile, vorbim de 32 de DVD-uri în care erau informații, interceptări și tot ce au strâns procurorii în această perioadă, dar și alte 15 DVD-uri și hard disk-uri cu toate informațiile și toate lucrurile găsite la perchezițiile informatice. Berta, explicăm puțin ca să înțelegem. În speța aceasta pentru care astăzi procurorii au cerut 7 ani de condamnare cu închisoare pentru Liviu Dragnea, pe scurt e povestea celor două doamne angajate la protecția copilului care n-au lucrat în fapt pentru protecția copilului, cel puțin așa susțin procurorii, ci au lucrat la PSD, făceau și ele niște cafele, probabil trimiteau niște faxuri de acolo de la PSD. Adică, fă-mă să înțeleg, pentru aceste două angajate au făcut procurorii 32 de DVD-uri de înregistrări? Pentru aceste două angajate, Andreea, dar și pentru Liviu Dragnea, pentru că el este acuzat în acest dosar de instigare la abuz în serviciu. Practic, procurorii spuneau cumva că liderul PSD, la vremea aceea președinte al Consiliului Județean Telorman, ar fi dat ordin, ar fi influențat și de asemenea ar fi sprijinit pe cele două să
lucreze în acte, cel puțin la Direcția pentru Protecția Copilului, dar să își desfășoare activitatea la sediul PSD Telorman, la organizația PSD din Telorman. Este totul vorba cumva despre Liviu Dragnea, asta și pentru că aș vrea să vă spun că astăzi ședința de judecată a început foarte interesant. Una dintre inculpate a dat un supliment de declarație astăzi în sala de judecată și a spus în felul următor că procurorul DNA, și aici vorbim despre procurorul care a instrumentat acest dosar, Adrian Matei, a făcut presiuni asupra sa și i-a spus chiar că el poate oricând să îi dea un nup, o neîncepere a urmăririi penale și să nu o trimită în judecată, dar nu vrea să facă acest lucru tocmai pentru că nu știe exact cu cine ține. Tot inculpat a spus astăzi în fața judecătorilor și faptul că la un moment dat procurorul i-a spus că ei știu exact care este ținta, ce se dorește în acest dosar, iar concluzia până la urmă a femeii, fost director la Protecția Copilului din Telorman, s-a gândit că totul era vorba despre Liviu Dragnea. Te rog să rămâi alături de noi, pentru că știu că Berta are niște amănunte interesante. Îl salut și pe domnul Daniel Savu, fost senator. Domnule Savu, vă întreb așa direct. Eu nu spun că n-ar fi grav să... să plătești de la Direcția de Protecție a Copilului niște angajate și tu de fapt să le folosești la partid, să-ți facă cafele, să-ți trimită faxuri, dar vă întreb așa, pentru asta trebuie să folosim, că nu știu, ca să faci înregistrări 32 de DVD-uri, păi eu cred că dai, că ați lucrat la SRI, nu, domnul Savu? Da, trebuie să ai niște echipe spun de filaj, să, eu cred că am investit... Da. Zeci de mii de euro, poate sute de mii de euro în povestea asta, da, ca să demonstrăm ce, că alea două lucrau pe nașpa? Doamnă, este foarte clar, un asemenea tip de supraveghere se practică în cazul teroriștilor foarte periculoși. Statul nu acordă sau nu alocă resurse importante. A sesizat foarte corect o supraveghere făcută în modul ăsta continuu, ca să umpli 32 de DVD-uri cu tot felul de elemente ținând viața personală a unor oameni. Pentru mine nu există decât o singură explicație. Domnul Dragnea devenise țintă, ar fi foarte interesant când a devenit țintă pentru sistemul ăsta represiv și dacă coroborăm cu declarația, suplimentul de declarație despre care vorbea colega dumneavoastră, este foarte clar că procurorii au spus știți unde vrem să ajungem și Dragnea era ținta. Ce este foarte important este că acolo unde avem de-a face cu o comandă pentru o execuție politică și în cazul de față cu asta avem de-a face, nu mai contează victimele colaterale, soarta sau viețile oamenilor care s-au intersectat la un moment dat cu ținta. Important este doar ca ordinul să fie executat și pentru asta nimic nu este imposibil și alocăm și resurse extrem de importante ale statului român care ar fi putut fi folosite în alte cazuri, pentru că un asemenea caz, acest dosar, nu e necesita decât dacă avea o importanță politică. În momentul de față este foarte clar că cel care controlează sistemul ăsta, mecanismul ăsta, care e la fel de represiv, nu numai la unitatea de elită de la Ploiești, despre care am vorbit, să iată că se practică același tip de presiuni. Mă întrerup puțin, domnule Savu, pentru că acolo în alta curte ședința de judecată nu s-a încheiat. Berta, înțeleg că avem o informație de ultim moment. Da, chiar în acest moment Liviu Dragnea dă declarație în fața judecătorilor, este ultimul cuvânt în acest dosar și se pare că s-a și încheiat. Toată lumea se pregătește să îl aștepte pe Liviu Dragnea, care probabil urmează să iasă din minut în minut din instanță. A dat deja declarație Liviu Dragnea, ultimul cuvânt, a spus că a menținut declarațiile date până acum, susține în continuare nevinovăția sa, nu a comis nicio faptă invocată de DNA și de asemenea că a fost pus pe gânduri de inculpata Miloș, cea despre care vă spuneam că a declarat în sala de judecat că procurorii au făcut presiune asupra ei. Și un alt detaliu pe care l-a mai spus Liviu Dragnea este acela că muncește în folosul comunității de peste 20 de ani, așadar solicită achitarea domnule Dragnea. Domnule Dragnea, după aceste sfaturi finale... Aici nu e vorba de optimism, că nu poate nimeni să-ți dea niște ani pierduți. Am rămas impresionat și în același timp și pus pe gânduri de declarațiile doamnei Miloș. A spus în fața înaltei curți presiunile la care a fost supusă în timpul
cercetării penale de către procuror, în care s-a cerut în mod explicit să spună ceva despre mine. A fost amenințată că rămâne pe drumuri, că nu o să mai aibă pâine de mâncat, o să fie târâtă prin judecată. Condițiile în care a refuzat în permanență și a și explicat de ce, că nu poate să mintă, pentru că vrea totul să rămână o femeie verticală. Noastră aveți conștiința curată în mai ușor, nu vă mai repeți așa. Totuși că nu, aveți nu e rimă. Curată în această poveste? Am spus-o, asta nu este o poveste. Poate poveste e pentru dumneavoastră. Pentru noi, cei care suntem tărâți în acest proces, este o experiență de viață pe care nu și-o dorește nimeni și pe care nu dă-ți la niciun dușman. Sunt oameni care au fost acolo în seară, care au viețile distruse, care au psihicul distrus, care au o problemă în familiile lor, târâți aici pentru ce? Pentru niște afirmații înstăilate într-un rechizitoriu făcut având o singură țintă politică și anume eu. Și mă simt vinovat pentru faptul că de asta sunt acești oameni aici. Și sunt în ceea ce mai spun încă o dată, am afirmat cu tărie nevinovăția mea, n-am comis absolut niciuna din faptele, presupusele fapte pe care DNA-ul le-a aruncat în rechizitoriu. În ceea ce pește munca în folosul comunității, eu am fost foarte clar. Am spus că sper să nu se ajungă acolo, am solicitat achitarea și am mai spus că eu muncesc în folosul comunității de peste 20 de ani de zile. Asta a fost răspunsul meu. Spuneți într-o achitare, Dragnea, cum vă explicați că personajele cheie din acest dosar, cele două femei care ar fi fost angajate fictiv, au recunoscut acuzațiile? Ăsta era subiectul? Că au recunoscut acuzațiile? Niciodată, din câte am urmărit eu în declarații, n-au spus că n-au fost. Eu am avut 3 acuzații care au fost demontate la ședința trecută chiar de către cele care m-au introdus în acest dosar. Doamna Alesu a spus că eu nu am făcut presiune asupra de dumneavoastră și n-am determinat-o nici să le mențină în serviciu sau, mă rog, angajate, nici să se falsifice documente. Doamna Stoica Anisa a spus-o clar și limpede că nu am determinat-o eu să se angajez la protecția copilului și să nu meargă la serviciu. Acestea au fost cele 3 acuzații ale DNA-ului care au fost demontate chiar de cele care le-au spus în fața procurorilor. De ce le-au spus în fața procurorilor? Sigur că după ce a ieșit în ultima perioadă în spațiu public, normal că te duci cu gândul că poate și asupra dumnealor s-au făcut presiune care au fost făcute asupra doamnei Milo și pe care le-a explicat astăzi în instanță. O schemă simplă ca două femei care prestau pentru PSD să fie plătită din bani publici. N-au prestat. Domnule, e un proces. Întrebați instanța. Domnule Dragnea, 7 ani și 6 luni au cerut cei de la DNA pentru dumneavoastră, pe baza căror... DNA pentru mine vrea pe viață, doamne. Pentru mine și pentru alți lideri politici vrea pe viață. Pentru că se dorește în continuare să se continue cu această serie de abuzuri, cu această justiție făcută cu probe contrafăcute, cu amenințări și cu înscenări. Despre asta este vorba. Bucurați de prezumția de nevinovăție. Dar, așa cum am spus mai devreme, să nu fim foarte încruntați, până la urmă, instanța decide și să așteptăm să vedem. Va decide condamnarea și vinovăția. Eu nu vreau să instanțez justiția așa cum faceți dumneavoastră și mulți de aici. Niciodată nu mi-am permis să îmi dau cu părerea despre ce va face instanța. Dar toate afirmațiile, toate comentariile, toate protestele au un singur scop, să încerce să influențeze decizia instanței. Să nu o fac. Domnule Dragnea, DNA-ul a dat astăzi. Se poate reprezenta un petiție. Direcția națională. Așadar, doamnelor și domnilor, declarațiile făcute de Liviu Dragnea după ultima înfățișare în procesul acesta legat de două angajări presupus ilegale la Direcția de Protecție a Copilului Telorman. Cele două angajate ar fi lucrat și la PSD în același timp și ar fi luat banii de la Protecția Copilului. Vă întreb așa, domnule Surugiu, în România asta clar s-a furat, dar se fură așa că angajezi sau ții pe banii statului două angajate să facă cafele, să dea faxuri la partid? Așa se fură România? Nici vorbă. Aș vrea să-mi permite să spun că îl înțeleg perfect pe liderul Dragnea. Nu-l iubesc, nu fac politică, sunt doar lider sindical. Îl înțeleg perfect pe el și pe cei care sunt în dosar, prin ceea ce trec. Eu cred că dacă eram în altă țară, atunci când doamna aia a spus că au fost executate presiuni să declare altceva, judecătorul avea
toate aturile din lume să se îndrepte împotriva și să întrebe cine și cum ce și să facă și verificări. Pentru că de când era domnul Băsescu și a început cu denunțurile, doamnă, în țară e prăpăd. S-au dus și s-au distrus zeci, sute mii de familii care stau 2 ani, 3 ani, 5 ani, 7 ani. Domnule, dar eu zic să combatem corupția pe bune. Da, adică, să combatem pe bune, nu cu două probe. Doamne care din proprie inițiativă sau la solicitarea vreunuia din PSD au mai făcut și cafele la partid. Iertați-mă. Pe lângă faptul că au lucrat la protecția copilului și nu știu cât copilași ar fi protejat în pe cazul acolo. Acesta, asta e corupția din România. În cazul acesta e nu hilar. Putem să vorbim de că Dragnea prin ceea ce a făcut, chiar dacă a făcut, a furat România. Și nu trebuiau. Nu știu, atâta o fi furat, tehnică. O n-o fi e problema. Da, densului, nu cred că a furat să... așa cu două doamne care, nu știu, poate erau ele mai apte de muncă decât alte. Eu bănuiesc că în Telorman acolo cunoștea toată lumea că doamnele lucrau acolo. În calitate de inculpat. Aveți tot în acest răspuns, spuneau cei de la DNA că o parte din acele date care n-au fost folosite în acest proces, care n-aveau legătură cu... N-am fost atent, eram aici totuși. Tot în răspunsul pe care l-a dat astăzi, astăzi DNA-ul, se spune acolo că o parte din informațiile și probele care au fost strânse cu ajutorul mandatelor acelora de supraveghere nu au fost folosite în acest dosar, pentru că n-aveau legătură cu acest dosar, cu acuzațiile, dar că sunt păstrate acolo în arhiva parchetului, cel puțin un an de zile, inclusiv date cu privire la viața privată. Credeți că vor fi folosite? Doar l-a ajutat domnul Tudorel. Ce? Au ajuns să aibă mai multe drepturi decât cei care nu păptuiesc infracțiuni. Așa este, aveți dreptate. Vor fi folosite acele informații, acele date? Discutăm în altă parte. Cum? Folosite acele informații, acele date, nu știu, vă așteptați să se întâmple altceva cu datele care au fost arhivate la DNA? Cum ar fi? Dumneavoastră ați comis infracțiuni, iar noi o să vă plătim cederea în pușcărie. Nu mai puțin. Poate nu. Poate nu. Deocamdată se întâmplă. La primul proces a scăpat de condamnare pentru că s-a dat suspendare. Și avea, de exemplu, o perioadă de probație. Domnule Brăină, telefonul inteligent... Eu v-am spus mai devreme. DNA-ul este instituție serioasă. Bună, când vă dă documentele, bun, citiți-le cu atenție. La revedere, îmi pare rău, asta e, pare rău. Un serviciu, abuz un serviciu, instigare la abuz și... Așadar, doamnelor și domnilor, liderul PSD, cu aceste precizări extrem de importante, la fel de important, decizia în cazul lui Liviu Dragnea va fi dată pe 29 mai, coincidență sau nu, doar cu o zi înainte, ca... cei 9 judecători ai Curții Constituționale să se pronunțe pe 30 mai în cazul revocării doamnei Chioveși. Sunteți avocat, doamna Olaru, 7 ani și 6 luni cer procurorii DNA pentru povestea asta cu două angajate care ar fi lucrat și pentru PSD, dar ar fi fost plătite numai de la protecția copilului Teleorman. Făcând abstracție că în acest caz ne referim direct la domnul Dragnea sau la orice altă persoană, ce este regretabil într-o cercetare judecătorească la finalizarea ei, când se pun concluzii că totuși procurorii vin și recomandă judecătorilor ce pedeapsă să dea. Deci mie nu mi se pare în regulă. De fel se spune ori spre minim, ori spre maxim, dar nu tu judeci. Cel care analizează în spiritul și litera legii și în litera legii este judecătorul. El probabil în urma convingerii pe care și-o va formula, ori îl va achita, ori îl va condamna, dar niciodată n-o să, nu mi se pare în regulă, asta ar însemna ca și avocatul să vină să spună tot așa, să recomande, bineînțeles, în mod special pe Domnule, linia de, de achitare. Dar, doar asta, și asta vreau să înțeleg, că eu susțin, eu personal doar, susțin doar un lupta anticorupție, să dar mă întreb, asta o fi corupție? Nu, e clar că aici e un... adică... Nu sunt expert adică în țara asta nu s-au sunt furat avocat, nu sute sunt de milioane. Exact, nu sunt expert în probleme miliarde de justiție. Problema e miliarde, nu sunt. Să stai miliarde, să alergi miliarde. Atâta timp pe dosarul ăsta, să ceri 7 ani și 6 luni, pe o sumă, am văzut că doamnei, de exemplu, fostei soții a domnului Dragnea, nu i-a mai cerut nimic pentru că a plătit prejudiciu. Domnule, dacă prejudiciu era problema, cât erau, 20.000 de lei sau nu știu cât, 30? Domnule, îi puneai pe toți și numai cheltuiai din nou atât, pentru că inclusiv procesul înseamnă niște bani cheltuiți aiurea. Și să ceri 7 ani și 6 luni
Mi se pare o bătaie de joc și cred că procurorii au început să aibă obișnuința asta, să ceară cât mai mult, că poate rămâne ceva de acolo, știți? Adică, hai, cer 7 ani, poate vreun an rămâne. Serioasă, aici e problema, haideți să ne amintim că dosarele mari, exact, dosarele mari de corupție, toate ori s-au prescris, ori au uitat de ele, ori stau pe acolo prin... acolo nu mai e o problemă. Adică facem așa o glumiță cu două doamne. Doamna Crețulescu, în această speță, totuși, dacă observăm cu atenție, două angajate au recunoscut săvârșirea faptelor. Și aici avem o problemă. O problemă din acest punct de vedere. E adevărat că beneficiază de o reducere semnificativă a pedepsei. Față de toate probele care stau la baza acestui dosar, cu privire la legalitatea actelor de procedură penală care s-au făcut până acum, se vorbea de un protocol de colaborare între, a fost solicitat, am înțeles, de către avocați, cu privire la protocolul de colaborare între DNA și SRI, să vedem legalitatea acestor acte procedurale. Deci, până la urmă, eu l-am văzut pe domnul Dragnea, fără să-l apăr, nu apăr pe nimeni, Doamne ferește, dar era destul de supărat, dar încrederea în justiție, cum a spus, ar trebui să rămână singura soluție. Și dacă judecătorii, așa cum spuneam, își vor crea convingerea că este nevinovat, cu siguranță îl va... O secundă, domnul Surugiu, o întrebare tehnică. Dacă astăzi au cerut cu executare procurorii și îl condamnă cu executare, el trebuie să facă și pe asta din referendum. Se va suspenda, în primul rând, că se suspendă automat, anulează suspendarea se anulează suspendarea condiționată și se adaugă pedeapsa. Păi eu cred că aici se încearcă pe principiu cât mai multe dosare, până la urmă caz într-unul și se adună toate. Mergem un pic mai departe, pentru că e astăzi, în egală măsură, o zi importantă pentru domnul Chioveș, împlinește 45 de ani, dar pentru prima dată în cariera domniei sale de procuror și de șef al procurorilor, are o problemă la CSM și anume este prima dată anchetată disciplinar de acest for al CSM-ului. Ioana Cârstea vine chiar acum cu detalii, pentru că până și astăzi, pe ordinea de zi a ședinței CSM-ului, au existat chestiuni legate de doamna Chioveși. Te ascultăm, Ioana. Este bun găsit. Astăzi membrii CSM s-au reunit în plen pentru a discuta despre soarta șefei DNA. Laura Cuțea Căveșu a depus o cerere prin care solicită apărarea reputației sale în calitate de magistrat. Asta după ce știm bine că la CSM a ajuns acel raport întocmit de inspecția judiciară. Raport care a dezvăluit modul de lucru pe care îl are șefa DNA, mai precis au scos în evidență abuzurile pe care Laura Cuțea Căveșu le-a comis. Inspecția judiciară a început în 12 ianuarie o acțiune disciplinară în cazul procurorului șef, care este acuzat de numai puțin de 3 abateri disciplinare. În 27 iunie va merge din nou șefa DNA la Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi audiată în acest caz, iar dacă va fi găsită vinovată, ar putea fi exclusă din magistratură. Îți mulțumesc mult, Ioana. Da, cum comentăm lucrul ăsta? Poate e o oarecare nervozitate, că, așa cum remarcați, da, Liviu Dragnea era supărat, dar e o nervozitate și în partea cealaltă. Cam Apețulescu, după ce a ieșit în spațiul public tot sau aproape o parte mică din ceea ce s-a întâmplat în parchete, în justiție, în poliție și așa mai departe, deci acum pentru orice cetățean al țării astea, deci e clar că au existat niște lucruri nelegale săvârșite împotriva cetățeanului român, da? Dacă sistemul sau... că până la urmă nu sistemul cred că e de vină, o fi și el în parte, dar e individul ăla care ajunge și are puterea să apese pe buton, da, și spune execută-l pe Surugiu, pe Surugiu îl face praf. Execută-l pe Dragnea, pe Dragnea îl face praf. Dă-l afară pe Popescu, dă afară pe Popescu. Despre asta a fost vorba. Deci au ajuns niște oameni, niște funcții, amintiți-vă cine a fost la SRI, da? Și cu metriile astea dintre instituții care nu au fost numai strict instituționale. S-au împrietenit, s-au dus, s-au tăiat porc, s-au dus la șprițuri, au făcut ce au făcut și normal atunci că dacă Xulescu l-a ajutat pe Z într-o problemă și l-a executat pe unul, când a cerut și domnia sa să-l execute pe domnul, îl execută, da? Merge mai departe, că ați văzut, s-a ajuns la un moment dat încât chiar fostul președinte Băsescu a spus că în cabinet la dânsul știa câți ani ia Voiculescu, da? Eu așa mi-amintesc. Da.
Lucru care nu cred că e adevărat. Dacă un președinte de țară poate să iese în spațiu public să mintă. Și dacă e așa, s-au întâmplat lucruri extrem de grave împotriva cetățenilor României, nu împotriva la altcineva. Dar mai e o chestiune aici, în tot contextul acesta, domnule Ionașcu, că sunteți sociolog, ce ar însemna, reducem la absurd, condamnarea lui Dragnea pe 29 și revocarea lui Chioveși pe 30. Pentru, până la urmă, imaginea acestei țări, configurația ei politică, declarat revoltat de acest lucru. Totuși, procurorii DIICOT la momentul respectiv ar fi ascuns adevărul pentru a nu periclita o anchetă care se afla atunci în desfășurare. Mulțumesc mult! Da, probabil pentru consum cantitatea este foarte mică, 2.73 de grame de cocaină, dar înțeleg că e vorba despre o rețea, doamnă avocat. Grav. Bine, acum o să vedem dacă doar consum sau și s-a mers mai departe să cumpere, să traficheze droguri pentru a-și folosi și pentru el. Propriul consum. Nu cred că e cazul domnului, nu știu ce să spun. Dar problema e alta. Statul trebuie să investească, să injecteze bani în prevenirea drogurilor. Aici trebuie lucrat. Știu ce spuneți. Deci și ar trebui să se implice mai mult pe prevenție. Exact. Nimeni nu constată, și cei care consumă droguri cresc pe zi ce trec. Și constat, am rămas surprinsă, copii care consumă substanțe interzise, nu intru în detaliu. Păcate. Deci păcate. E o mare problemă. Iar referitor la acest dosar, într-adevăr, dacă s-a urmărit racolarea sau prinderea, de fapt, traficanților, cei care se ocupă cu așa ceva, probabil de asta nu s-a luat, nu s-au luat măsuri atunci când s-a descoperit speța concret, dar cu siguranță mă gândesc că acum s-a avansat în anchetă și cu siguranță putea să dosarul a ajuns la tribunal, cum spunea colega noastră. Le mulțumesc invitațiilor de aici din platou, doamnelor și domnilor. Mă opresc aici, însă trebuie să rămâneți alături de noi. Violeta Romanescu, noutățile orei 16 ni le transmite acum. Noi ne revedem la ora 20. Te ascultăm, Violeta, ești în direct. Bună ziua, Andreea, bună ziua, doamnelor și domnilor. Din păcate, avem noi imagini de la tragedia cu 3 morți. Ce au văzut salvatorii, vă spun, la ora 16. Vorbim și despre prințul Nicolae, care a oferit primul interviu. Ce surpriză pregătește pentru nunta sa din această toamnă, aflați la ora 16, iar ministrul educației a făcut anunțul zilei când se achită restanțele la contribuții, aflați în minutele următoare. Discutăm și despre minunea descoperită în România, de ce este ținut secret locul, aflați în minutele următoare, când vedem și ce s-a întâmplat în fața